Traseele din zona montană înaltă a județului Argeș, în masivul Făgăraș, sunt închise în condițiile în care stratul de zăpadă căzut în ultimele două zile depășește o jumătate de metru și riscul de avalanșă este de gradul 2 pe scala de la 1 la 5. Este o ferie, dar pe cât e de frumos, pe atât de periculos. Nu s-a rătăcit nimeni în weekend, dar salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să renunțe la incursiunile montane în zonă. În ultimele 24-48 de ore, stratul de zăpadă care s-a strâns în zona montană înaltă a județului Argeș depășește pe alocuri și 50-60 cm, astfel că toate traseele turistice din județ sunt închise. Se poate urca fără probleme la aproape toate cabanele, pentru că până acolo sunt drumuri forestiere sau, mă rog, drumuri naționale, cum e cazul cabanei Capra, dar accesul în zona cu zăpadă este deja problematic în multe locuri, pentru că riscul de avalanșă clasificat până pe data de 14 este de 2, pe o scală de la 1 la 5. Și deja ieri au fost două avalanșe în zona Bâlii, care au și prins schiori, dar din fericire n-au fost victime. Deci îndemnăm turiștii la prudență. Traseele turistice nu mai există ca atare, deci linia lor este acoperită complet cu zăpadă, astfel că nu le mai pot găsi, nu se mai pot orienta. Abordarea este strict alpină pe toată iarna până la primăvară. Salvamontiștii argeșeni spun că pe versantul sibian al masivului Făgăraș, în zona Bâlea, au avut loc două avalanșe, fără victime, și îi sfătuiesc pe amatorii de drumeții montane să nu se aventureze pe traseele acoperite cu zăpadă și gheață, care pot provoca în orice moment accidente, soldate cu răniri ori decese.